Persoanele alergice la ambrozie trăiesc un adevărat coșmar în perioada lunilor august-septembrie, când polenul acestei plante este răspândit de vânt pretutindeni. Medicii spun că în prezent crește numărul persoanelor care solicită tratament, iar în ultimii ani fenomenul se acutizează. Asta în pofida faptului că responsabilii de la spații verzi cosesc periodic ambrozia, care crește în zonele publice, iar cetățenii riscă amenzi usturătoare dacă nu o nimicesc de pe terenurile pe care le dețin în proprietate. În majoritatea cazurilor, ambrozia crește pe pășuni și terenuri neagricole, în special cele lăsate pârloagă. Această plantă extrem de periculoasă pentru alergici poate fi întâlnită pe marginea drumului, în parcuri și, după cum puteți vedea, chiar în preajma caselor. Cei cu care am discutat spun că ambrozia le dă mari bătăi de cap celor vulnerabili la acest alergen. Fetița vecinei are alergie la ambrozie și în această perioadă primește tratament. Tata meu are și zice că este cam dificil în ultima perioadă, nu poate să respire. Tuse, nas înfundat. Mai vorbesc cu oameni pe internet și la fel spun că au probleme. Sunt persoane care au alergii la ambrozia asta. Sunt câmpuri foarte multe. Când ieși din Chișinău, partea spre Ilovieni, acolo câmpul e verde și de-a mai înflorit. Medicii spun că primele simptome ale alergiei la ambrozie sunt asemănătoare cu cele ale răcelii. Îndată ce alergicii au ochii iritați sau umflați, au senzații de mâncărime în gât și nas înfundat, de urgență trebuie să ceară ajutor medicului. Acum, dacă noi suntem la sfârșitul lui august, pacienții au cel puțin încă o lună de simptome acute. Recomandările care le dăm noi la fiecare pacient este evitarea expunerii masive către alergenul de ambrozie. Se recomandă ca când intrăm în casă să fie schimbate hainele, să facă un duș, să fie părul spălat. Între timp, angajații de la spații verzi spun că intervin la solicitările oamenilor în locațiile în care ar exista ambrozie. Potrivit normelor legale, persoanele fizice care nu elimină ambrozia de pe terenurile lor riscă o amendă de 1.500 de lei, iar amenda pentru persoanele juridice este de 6.000 de lei.